Astăzi, în jurul prânzului, pe drumul național 72 Târgoviște-Găiești, un tirist a văzut moartea cu ochii. Tirul era încărcat cu 21 de tone de plasă de sârmă, se deplasa dinspre Găiești spre Ploiești. La un moment dat, pe raza localității Șuța, Olteni, într-o curbă, șoferul a pierdut controlul mașinii din cauza unei defecțiuni care a survenit în urma blocării tuturor roților. Tirul s-a răsturnat în șanț în afara părții carosabile. Șoferul a suferit mici leziuni la cap și mâini. Au blocat toate roțile și e situația de destul de clare. Aveați defecțiune la mașină? Știați absolut că... nimic. El a zis cu revizii, el a zis cu servisuri, el a zis cu tot. De unde veneați și unde mergeați? De la Pitești la Ploiești. Pompierii au intervenit la fața locului pentru a asigura zona. În jurul orei 12:40 de minute am fost anunțați de o intervenție în localitatea Șuța Olteni. Ne-am deplasat la locul intervenției cu autospecială de lucru cu apă și spumă. Aici am constatat că un tir era răsturnat în afara părții carosabile. Am luat măsuri pentru sigurarea zonei. Probleme deosebite nu ne-a ridicat intervenția. S-a intervenit cu apă și cu linie tip C pentru sablarea zonei. Polițiștii aflați în zonă au dirijat traficul pentru a nu se crea ambuteiaje. În acest caz se desfășoară cercetări pentru a se stabili cu exactitate cauzele producerii nefericitului eveniment. Din primele cercetări a rezultat faptul că din cauza unor defecțiuni la sistemul de frânare, conducătorul auto a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, astfel autovehiculul s-a răsturnat în afara părții carosabile.